Doine și balade au răsunat în ultima duminică a lunii septembrie în cadrul festivalului folcloric la Izvorul Doinelor. Evenimentul desfășurat în aer liber, în scoarul Catedralei Mitropolitane din capitală, a fost prilejuit de închiderea zilelor europene ale patrimoniului. Alelei, ce foc, ce bară! Primul cântec interpretat la festival a fost o veche baladă. Aici se descrie vitejia lui Ștefan cel Mare, cum a biruit el vrăjmașii Moldovei. Foarte mult iubesc să cânt folclor pentru că este originea noastră, trăirile oamenilor. Doina este un gen aparte. Folcloriștii, interpreții de folclor astăzi sunt în căutarea acestor nestemate și se strădui ca să le scoată la lumină. Prin muzică, adică vrei să spui ceva omului, n-ai curajul să o faci prin vorbe, o spui prin muzică. Aș îndemna tinerii, generația nouă care vine, să păstreze doinele, baladele în continuare și să se informeze despre acest gen de muzică, pentru că chiar ar fi păcat să se piardă. Publicul a venit să se delecteze cu cântece doinite. Ceva neobișnuit, ceva... răscolești ceva sufletul. Aceste cântece e sufletul neamului. Îmi face plăcere să le ascult, tot că trăiesc în străinătate și prin ocazia. Festivalul la Izvorul Doinelor este la a doua ediție. Este un festival unic, vreau să zic, în tot spațiul românesc, fiindcă punem în prim plan aceste două elemente ale culturii tradiționale muzicale, doina și balada, elemente care, cu părere de rău, sunt supuse riscului de dispariție și noi, prin revitalizare, vrem să aducem în circuitul artistic aceste perle folclorice. În contextul festivalului a fost organizat și un târg al meșterilor populari, unde oamenii au avut posibilitatea să procure obiecte tradiționale puse la dispoziție de meșteri populari.